Bună seara, stimați telespectatori, sunt Alexandru Răducanu, suntem Lunea cu Răducanu și Bădescu, alături de mine, obișnuitul nostru invitat permanent, domnul Octavian Bădescu, antreprenor. Bună seara! Bună seara, mulțumesc din nou pentru invitație! Mi-am propus să abordăm în seara aceasta o parte din emisiune pe subiectul la zi, legat de frământările din societate, în conjuncție cu modificările fiscale, modificările pe legile justiției, în general schimbări legislative care cumva au generat un impact în societate. În a doua parte a emisiunii vă propun să ne mișcăm puțin din nou spre zona antreprenorială dintr-o anumită perspectivă și să vorbim despre cum își împarte antreprenorul banii și ordinea priorităților la plăți. Okay. Un subiect foarte, foarte important. Dar să începem despre ce se întâmplă în societate. Vedem că societatea acumulează așa ca o oală sub presiune și din când în când, din motive mai mult sau mai puțin de înțeles sau cunoscute, pare că explodează și dă pe afară. Cum ați perceput dumneavoastră schimbările din aceste mișcări din seara trecută? Există o avalanșă de propuneri legislative, în special pe zona asta fiscală, care generează o anume, cum să spun, neliniște în mediul antreprenorial cu precădere, dar probabil că și în restul populației. Sunt două tipuri de problematici, unele legate de chestiunea aceasta cu justiția și altele legate de mediul economic. Legat de mediul economic, aici ați văzut, teoretic e cel mai simplu să ai grijă de propria ogradă și din acest punct de vedere ați văzut, eu n-am mai pornit afaceri cu angajați. Am pornit afaceri cu antreprenori ca și mine. Am căutat să simplific datorită faptului că intervin tot felul de problematici pe zona asta. Ce m-a surprins pe mine este că de câteva luni de zile au tot apărut tot felul de propuneri legislative, unele implementate, altele cumva în diverse etape de implementare sau de discuții în spațiu public, la care oamenii mi s-au părut că nu au reacționat pe măsura impactului pe care aceste măsuri l-ar avea în afacerea lor sau în viața lor, dacă sunt de antreprenori sau angajați. Se pare că totuși există niște declanșatori în spațiu social care sunt mai puternici emoțional. Pare că treaba asta cu legile justiției undeva apasă un buton emoțional oamenilor mult mai puternic chiar decât ce e la ei în buzunar. Sau deși mai important e economicul dintr-o anume perspectivă. Adică, spre exemplu, legile justiției, da, teoretic pot rezolva o problemă de corupție, nu? Sau preocupare, o problemă de corupție. Dar corupția o rezolv mult mai simplu micșorând borcanul cu miere. Deci cu o soluție economică. Plafonarea superioară a cheltuielor bugetare. Și atunci, implicit, borcanul cu miere fiind mai mic, s-a rezolvat și cu problema corupției. Altfel, căutăm, lăsând un borcan mare, să astupăm tot felul de găuri care apar înăuntru lui. Pentru că e borcanul mare. Ia să-l facem mai mic și atunci, dacă teoretic am scoate, spre exemplu, din ecuația politică chestiunea legată de bugete, prin absurd, toate bugetele, 99% dintre politicieni ar dispărea din politică. N-ar mai reprezenta un interes, nu? Dacă n-ar fi vorba despre administrarea dacă de buget. Dacă n-ar mai fi ordonator de credite, cum se numește. Da. Administrarea de bugete produse prin contribuția, prin prelevarea de resurse, prelevarea obligatorie de resurse de la alții. Și atunci, mult mai simplu ar fi să avem resurse mai puține în administrarea, așa zis, publică, și atunci corupția ar scădea. Deci ar fi mult mai eficient economic să solicităm chestiunea asta în piață decât anumite legi legate de, știu eu, abuzul în serviciu sau alte chestiuni care sunt secundare în raport cu importanța acestor lucruri. Sau dacă am cere, spre exemplu, să decidem noi ca și contribuabili către ce zone alocăm taxele și impozitele noastre, poate că am avea mult mai multe autostrăzi. Pentru că s-ar putea ca foarte mulți contribuabili să considere problema infrastructurii mult mai importantă.
Deci am avea și o alocare mai bună și o posibilitate de alocare de către politic într-o măsură mult mai mică. Să știți că asta cu infrastructura pare să nu fie doar o problemă românească și ține mai mult de o decizie politică. Ascultam o mărturisire a lui Arnold Schwarzenegger, care a fost guvernatorul Californiei, care a spus, domne, am vrut să mă duc în serviciu public și să fac ceva și infrastructura Californiei era foarte veche, nu se mai făcuseră lucruri importante de zeci de ani, de foarte mult timp. Deci nu e doar la noi în România această problemă, e mult mai generalizată și pentru prima dată în 50 de ani sau ceva de genul ăsta, California a investit 60 de miliarde de dolari în infrastructură în timpul mandatelor lui și s-a făcut în mod real o dezvoltare a infrastructurii și acolo. Deci, până la urmă, este o chestiune de voință politică, înainte de orice, să fie un om care să reziste tentației de nu mai avea nevoie de nimic. Chiar îi se spunea, domne, ești nebun, tu ești plătit pentru un film cu 20 de milioane, 30 de milioane de dolari și te duci în serviciu public pe 100... Nu, știți, a și avut inițiativa de a-și face salariul de un euro. La da, a renunțat. Eu când am fost la poștă, nu știu că știți lucrul ăsta, dar am fost singurul manager privat care a propus Consiliul de Administrație să-i se facă salariul de un euro fix și restul să fie plătit pe bază de performanțe. Și v-au aprobat? Nu, mi-au respins. Însă am avut precursori din această perspectivă și Arnold Schwarzenegger a fost unul dintre ei. Lia Coca, la fel, de la Chrysler, a avut o astfel de inițiativă. Steve Jobs. Deci au fost mai mulți oameni, sigur, din păcate, nu în România, care au avut inițiativa asta și Schwarzenegger a fost printre ei. Ei bine, el a rezistat tentației de a direcționa probabil resurse către zona de interese, așa numită protecție socială, așa numită, deși e discutabil termenul, și a direcționat către zona investițională, către infrastructură. Despre asta e vorba, să ai puterea de a rezista acestei tentații care, teoretic, îți poate aduce beneficii pe termen scurt. Că omul repede primește și te gândești că poate te și votează peste câțiva ani. Două observații aș vrea să mai fac în contextul acesta cu mișcările de stradă. Unu, n-am fost să văd ce se întâmplă. Eram pe drumul. Da. De obicei mă duc, dacă nu ca cetățean, uneori particip și ca cetățean la anumite proteste, mai ales pe zona ecologică, dar și alte zone care mi se par ca cetățean că implică o atitudine civică. Dar m-aș fi dus măcar și în calitate de jurnalist să văd care este situația de fapt, dar eram pe drumuri. Dar din relatările de pe unele site-uri am înțeles că de data asta, spre deosebire de mișcările, de exemplu, din iarnă, populația era mult mai diversă, mult mai pestriță. Categorii sociale și subiecte pe care le aveau de revendicat acolo. Deci nu era doar legea justiției sau împotriva guvernului sau a unui anumit politician, ci oamenii acumulaseră diverse frustrări pe zona salarială, pe zona de fiscalitate, pe zona de justiție, pe zona de sănătate, etc., etc. A intervenit această pleiadă de posibile modificări pe zona economică. Care pare și o creșterie de salariu, în fiecare zi mai vin cu câte ceva. Da, cu creșterea de salariu minim, cu taxa de solidaritate, când oamenii se întreabă, ok, solidaritate cu ce? Cu pensiile speciale sau cu ce? Adică e nici măcar patronale de la IMM-uri au spus că în evaluarea lor foarte multe IMM-uri vor tăia locuri de muncă dacă se va merge cu această creștere a salariului minim, se va tot escalada. Este evident că oamenii, antreprenorii, evită chestiunea angajării, dacă se poate. În primul rând, datorită fiscalizării pe muncă. Fiscalitatea pe muncă este foarte mare. Omul ai un cost salarial de 4.000 de lei și omul rămâne în mână cu 2.300. Deci, și din păcate angajații costul este cu 75% mai mare decât realitatea care rămâne în mâna angajatului. Da, angajații nu percep. Nu percep.
Ei se uită cât încasează efectiv în cont, în mână, cum se spune. Am salariu din această... mic, am să... dar de fapt antreprenorul plătește aproape dublu. 4.000 de lei pentru cei 2.300. 75% mai mult. Din această perspectivă, trecerea aceasta a contribuțiilor ar putea, dacă ar fi fost dublată și cu posibilitatea angajatului de a-și plăti taxele, atunci el ar vedea cât de mulți bani se duc la stat și cât de puțin bani îi se întoarce lui. Dar pentru nu, că aici nu, numai... nu așa ar funcționa sistemul, eu așa înțelesesem. Din... Nu, ar rămâne în obligația angajatorului să fireze... Deci e doar o chestiune scriptică. Da, care va duce la multiple efecte secundare, spre exemplu, creșterea amenzii, nu? Care e legată de salariu minim, la fel. Dar văd că au numai succesuri, ca să pun cu ghilimele de rigoare această expresie încetățenită, cumva, în spațiu public, politicienii cu aceste măsuri herupiste... A scăzut cu 10% consumul de carburant în luna în care a intrat acciza în funcțiune. 10% consum scădere mi se pare foarte mult. Deci eu cred că vor pierde sau au pierdut mult mai mulți bani din scăderea de consum poate versus acciză. Poate că transportatorii au început să alimenteze din alte țări. Păi au spus, vecine, este deci oamenii au spus, domne, da, nu introduceți taxa că ne luăm... Benzină din Ungaria. Benzină din Ungaria, deci poate că este și o dimensiune a transportului, s-ar putea pur și simplu și oamenii în mentalul colectiv să spună, e mai scump, deci să mai limitez, drumurile cu mașina. Taxele mari sunt un inhibator, asta e sigur. Și v-am spus, taxele mari nu se reduc numai la asta, deci l-a angajat, deja dispar 1.700 de lei din cost, se duc la stat. Dar după aceea rămâne cu 2.300 de lei, dintre care el cumpără produse, care au 20% TVA, sau unele au 9% sau 19% și altele au TVA mai redus. Dar pe medie ai un 12, 13, 15% TVA, de acord? Din tot ce cumperi. Apoi plătești facturi la utilități care de asemenea au la bază anumite monopoluri naturale. Adică sunt foarte mulți bani care se strâng realmente la bugetul statului în administrare publică, iar eficiența economică a utilizării acestor resurse este foarte redusă. Statul e cel mai prost administrator. Asta e problema. Faptul că resursele respective se duc către zone cu administrare proastă. Iar asta e mai puțin vizibil uneori. De ce? Pentru că noi vedem, spre exemplu, că s-a construit un kilometru de drum. Nu știu, cu 10 milioane de euro. Și zicem, uite, s-a construit un kilometru de drum. Și vedem un kilometru de drum. Și spunem, da, e frumos, s-a construit. Dar nu vedem faptul că acel kilometru de drum putea să coste 3 milioane de euro și nu 10. Și nu vedem ce nu s-a construit cu cele 7 milioane de euro. Diferență. Înțelegeți? Deci... Din această chestiune e mai greu de văzut risipa care se face în zona politică. E mai greu de văzut pentru cetățeanul de rând. Pentru că economia este cumva ciclică și sunt creșteri și scăderi și pe bursă, și în zona imobiliară, și în general în economia mondială. Mulți guru spun că a fost o creștere destul de lungă și că ne putem aștepta și la o nouă perioadă de declin a burselor, a imobiliarilor și mai departe în termen de asta se va întâmpla categoric. Și... pentru că toate politicile sunt prociclice. Ce fac statele? Încep și tipăresc bani. Deci când există o astfel de criză, tipărim bani și aruncăm bani în piață. Asta alimentează viitoarea criză. Ideea că România stă mai rău decât în 2008, pentru că înțeleg că avem o datorie publică dublă. Da. V-am spus predicția mea, nu sunt guru, între 5 și 10 ani vom ajunge în situația Greciei, cu toate efectele aferente. Control de capital, nu o să mai poți să-ți scoți banii din bănci, decât într-o măsură foarte mică și cu țărăita, și așa mai departe. Pentru că aici duce o politică care este conduce la deficite bugetare permanente an de an, în continuu. Și duse în consumul de azi, nici măcar duse în investiții care să-ți producă mâine. Credeți în această formă de opoziție la măsurile guvernamentale de ieșit și protestat? În măsura în care numărul este suficient de mare și solicitările sunt
Rezonabile. Nu rezonabile, cât cele cu adevărat importante. Pentru că aici uneori se mai induce lumea în eroare. Spre exemplu, v-am spus, e mult mai eficient să ceri diminuarea cheltuielilor bugetare, plafonarea superioară a cheltuielilor bugetare, decât să ceri să nu existe limite la abuzul în serviciu sau la... Da? Adică impactul e mult mai mic. Atenție pe ce ceri. Dacă tot există aceste energii, populația este supărată cu privire la anumite demersuri, păi, ei interpretează să vedem... că se liberalizează hoția în marja unui anumit... Am înțeles. Nu lăsa bani la dispoziția hoțului atunci. De acord. Dar asta este tot soluția cea mai bună. Sau ce vrei? Să crești numărul de polițiști? Pui câte un polițist lângă fiecare om? Adică nu vedem suficienți polițiști pe stradă? Uitați-vă comparativ cu alte țări câți polițiști sunt pe stradă la noi. Un fost direct... Deci soluția nu e să crezi numărul de polițiști, ci să diminuezi borcanul cu miere care e la dispoziția hoților. Un fost director de comunicare, cred, purtător de cuvânt, era în cadrul SRI, a făcut o declarație pe un portal de știri. Domnule, în vremea lui Virgil Măgureanu erau 200-300 de ascultări telefonice, da, pe ulierul, an. Da, ulierul, da. În timp ce anul trecut sau ce regiune s-au fost 260.000 sau de 1.000 de ori mai mult. Deci cumva s-a trecut la omul și, din ce în ce omul mai și mult. Polițistul. Da, da, da. Păi, și personalul din zonele astea, România e dintre cele mai militarizate ca structuri state. Și la bugete, și la... Adică sunt foarte mulți, erau în fosta securitate și acum s-au mărit. Știți că sunt, nu sunt foarte, sub un foarte bun control din perspectiva asta. Dar partea bună și pentru care eu totuși am o apreciere față de această zonă a instituțiilor, da, le privesc cumva în echilibru, este faptul că România a rămas o țară sigură. Adică măcar sub aspectul terorismului nu am avut până acum niciun incident de securitate și sunt lucruri care se întâmplă underground. Noi nu vedem în spațiu este public posibil, decât eșecurile de acestor servicii, nu succesele. Da, de acord. Pe de altă parte, asta cred că ar putea fi și rezultatul unei politici mai ponderate. Pentru că, în general, ați văzut, sunt atacate statele unde, care au avut un rol mai activ în intrarea în acele zone. Avem scut NATO, avem oameni pe fronturile de operațiuni. Am înțeles, dar și la Paris e, și în alte țări. Dar anumite țări au avut un rol mai activ în intervenția în alte zone. Și atunci... Cu un scop teoretic nobil. Dar știți că domnul speiat e pavat cu bune intenții și a te băga unde nu-ți fierbe oala poate să-ți atragă repercursiuni. Și poate că uneori politica externă a anumitor state se duce și în acesta, ne băga nasul unde ne fierbe oala. Îți asumi riscuri în chestiunea asta și riscurile le plătește, din păcate, parte din populație. Oricum, ce am văzut eu și mi se pare o combinație de lașitate și ipocrizie a mediului politic este că am văzut o reacție fragilă a politicienilor la aceste abuzuri legislative sau aberații cu care s-a venit și acum când oamenii au ieșit în stradă, repede să se cațăre pe acest val popular fel asta de este, fel de politicieni. Da, natura politicienului. Și în stradă și în spațiu public. I-a luat brusc avântul declarativ. Ori Machiavelli, ori alt autor, mi-amintesc acum un citat, zicea, cea mai bună cale de a ajunge la conducere este să găsești un grup mare de oameni care se îndreaptă către o direcție oarecare și să te așezi în fruntea lor. Așa și politicienii noștri. Cum găsesc o astfel de oportunitate, caută să o folosească și uneori nici nu mai judecă foarte bine care anume solicitări sunt cele potrivite, unde au dreptate, unde n-au dreptate, dar arunci cu totul. Un alt fapt s-a întâmplat tot în acest weekend, cred că chiar duminică, dacă nu greșesc, și are o dimensiune simbolică, alegerea unui primar din partea opoziției la Deva, dacă nu greșesc. N-a câștigat PSD-ul, a câștigat PNL-ul, primăria de la Deva. Și în Telorman 70% PSD-ul. Da. Pe
valul noi, pe care... Sigur, vorbim de opoziție, dar între noi fie vorba, din nefericire, nu există diferențe majore între forțele politice de la noi. Urmăream, din păcate, chiar intervenția președintelui Iohannis, acum 2-3 zile. Nu discut că inițiativele guvernului sunt bune sau proaste, nu despre asta, dar intervenția în sine, am remarcat în ea ce spune. Domnule, media colectării din produsul intern brut la nivelul UE e 35%, România are numai 25%. Și asta nu e bine, trebuie să ajungem la media UE. De ce? De ce ar trebui să ajungem la media UE? Adică mie mi se traduce asta, trebuie să colectăm mai mulți bani la buget. Deci și președintele vrea să ia mai mulți bani din buzunarul cetățeanului și să-l ducă la bugetul statului. Deci viziunea nu e corectă nici aici. Da? Vrem să ducem mai mulți bani în administrarea publică. Și atunci care e deosebirea? De ce trebuie să facem lucrul ăsta? Sau media datoriilor țărilor din UE e nu știu cât la sută din PIB. Și România trebuie să ajungă acolo. Trebuie să fim doar pe medie în lucrurile care sunt profund negative. Adică trebuie să avem o abordare un pic mai înțeleaptă în chestiunile astea și, din păcate, nu văd deosebire în zona politică din nicio direcție. În acest sens, scopul oamenilor, scopul țării noastre este să strângem cât mai mulți bani la bugetul statului. De ce? Poate că a fi pe un deficit mai mare nu este neapărat ceva rău, sub condiția ca acei bani să fie foarte bine investiți. Din ce în ce mai mare? Permanent și din ce în ce mai mare? Dumneavoastră, dacă aveți datorii multe, vă e mai bine? Dacă nu. Ai datorii pe care le-ai băgat în consum, este una. Dacă ai investit într-o clădire pe care apoi o închiriezi și îți produce un venit... Ajungi și plătești dobânzi. Și la un moment dat nu mai poți să plătești nici astea. Exact cum a fost Grecia. A ajuns și la o datorie foarte mare. Sunt în creștere pentru că situația economiei noastre este în scădere. Da. Deci nu mai poți să mai plătești. Ce faci? Deci nu poți să mergi pe deficit. Această politică a deficitului, care nici măcar nu e de 3%, am mai vorbit în alte emisiuni chestiunea asta, e de 9% versus veniturile bugetare, pentru că așa trebuie să le raportezi. Pare puțin, 3% din PIB. Echilibru bugetar, excedentul bugetar, astea sunt politici economice sănătoase. Cine vorbește despre ele în România? Pentru dumneavoastră, ca individ, trebuie să cheltuiți mai puțin decât produceți ca venituri. E logic, e la mintea cocoșului. Orice gospodărie, așa funcționează. Acumularea de capital, așa funcționează. Asta produce evoluție, nu îndatorarea permanentă. Ori noi cheltuim mereu, an de an, permanent, cu 10% mai mult decât strângem. Soluția care e? Mă referiți la nivel individual sau la nivel de țară? Nu, la nivel de țară, că unii indivizi sunt mai înțelepți. Soluția care e? Să creștem veniturile bugetare. Păi sunt țări care au venituri bugetare mai mari decât ale noastre și sunt mai îndatorate decât noi. Păi știți că deci se spune cu cât câștigi mai mult, păi cu atât cheltui mai mult. Deci eroare. Deficitele bugetare vin din costuri foarte mari ale statului, nu din venituri prea mici. Și a spus și Ronald Reagan chestiunea asta în urmă cu 20-30 de ani. Deci nu preocuparea nu trebuie să fie în creșterea veniturilor bugetare, iar creșterea veniturilor bugetare nu va asigura disciplină financiară. Preocuparea este în creșterea cheltuielilor. Da. Să mărim punctul de pensie, să mărim salariul, să mărim... Da, și din păcate ajutoare. Politica asta este eronată și au dus-o absolut toate partidele, absolut toate guvernele de 27 de ani încoace și din păcate nici din zona președinției nu îmi vine vreo luminiță. Asta este ceea ce e foarte îngrijorător. Ăsta e adevărul. Aș vrea să trecem către a doua parte a emisiunii noastre pe zona antreprenorială, da. Să lăsăm politica un pic deoparte. Dar am vrut să abordăm și acest subiect, pentru că este un subiect la zi și are legătură cu antreprenoriatul. Și să vă întreb, cum își gândește un antreprenor prioritățile când vine vorba să-și administreze bugetul și să facă diverse plăți? Cam ce categorii de plăți are un antreprenor? Cum obișnuiește el să-și facă plățile din ceea ce vedeți în mediul de afaceri și care este filozofia dumneavoastră în zona aceasta? Schimbăm registru. Deci, și aș vrea să deschid o paranteză și să le împărtășesc telespectatorilor noștri un lucru, și anume lucrez cu domnul Octavian Bădescu la un proiect editorial, lucrăm la o carte împreună.
Și realizăm interviuri pentru această carte. Va fi un proiect editorial mai complex care se va face și cu contribuția altor antreprenori și personalități publice. Nu devoalez mai mult decât atât. Și am avut o discuție foarte, foarte interesantă despre cheltuieli și viziunea foarte, foarte originală a domnului Bădescu despre cum se administrează în mod sănătos banii unei firme, și am vrut să abordăm și în emisiune ca să aibă acces telespectatorii noștri la această idee înainte de a apărea cartea. Da, să vedem, sănătos sau nesănătos, eu vă spun cum fac eu. Da. În genere, în companii, din ce am observat, trebuie plecat de la următoarea premisă. O companie are o serie de obligații. De acord? E ca o, și o persoană. Are o serie de obligații. Are obligații către clienți să presteze servicii. Da? Are obligații către furnizori să plătească facturi. Are obligații către finanțatori, bănci, să plătească dobânzi. Are obligații către angajați să plătească salarii. Are obligații către stat să plătească taxe. Are obligații către antreprenori, către fondatori, către acționari să plătească dividende. De acord? De acord. O serie întreagă de obligații. Care este ordinea priorităților acestor obligații? În general, în firme, ordinea priorităților e dat de criteriu cine țipă mai tare. Din păcate, da? Spre de exemplu, toate taxele trebuie plătite până pe 25, nu? Dacă nu, îți blochează statul contul, e dezastru, e nasol. Deci e lege în toate companiile, taxele trebuie plătite. N-ai bani, prima prioritate. Pormă, dacă nu plătești la bancă, rata, ăsta e linia de credit, spuneți. La asta cu datorii la stat, că țipă statul mai tare, auzeam o chestie foarte, mi s-a părut amuzantă sau hilară la un anumit antreprenor, nu dau numele, nici industria, tot spunea în spațiu public cu o anumită motivație, n-avem nicio datorie la stat, n-avem nicio datorie la stat. Bă, e foarte bine. Dar banii în buzunare? Ca asta să nuanțeze. Da. N-avem nicio datorie la stat, suntem cu zero datorie la stat, pentru că am eșalonat la ANAF sumă foarte mare. Da. Și am pus și o garanție pentru suma respectivă. Deci ANAF ar putea să-și execute oricând datoria. Deci se poate considera că n-avem nicio datorie la stat. Mi s-a părut cam hilar așa, pe exemplu. Nu știu, cum vi se pare? Poți să spui într-o astfel de situație că n-ai datorii? Nu, e clar că ai datorii. E evident. Nu. Deci țipă statul că îți blochează conturile, băncile, țipă linia de credit, că ți închide linia. Trebuie să plătești angajații, altfel își dau demisia, da? Trebuie să plătești furnizorii, dar în general tu prioritizezi în funcție de criteriu cine țipă mai tare. Și de obicei, cercuri concentrice. Da, de obicei te lași pe ultimul loc. Și din păcate mulți antreprenori fac din asta un titlu de noblețe și o mândrie. Eu mă plătesc ultimul în companie. Eu zic că este eronat. Este greșit. În primul rând, de ce ai făcut compania? Să nu uităm de ce ne-am adunat. Am făcut compania nu ca să creez locuri de muncă, nu ca să plătesc taxe la stat, nu ca să îmbriz banii fără niciun beneficiu, am făcut o companie ca să fac bani. Deci, asta o este companie, filozofia de bază a antreprenoriatului. Da. Și filozofia dincolo de orice economică. Discuție de PR, până la urmă, despre asta e vorba. Dar am făcut compania. Asta este rostul ei. Deci rostul ei este să genereze. Unica responsabilitate socială a unei companii este maximizarea profiturilor pentru acționari. Asta este realitatea. De-aia am făcut-o. Deși uneori treaba asta duce și în aspecte cinice, dacă vorbim de industria farma sau așa mai departe, unde se pun niște sume colosale pe niște tratamente medicale pe care unii asta, oameni nu și le permit. Asta este datorită combinației între industrie și stat și politic, dar intrăm într-o altă discuție. Această simbioză între anumite companii mari și politic. Adică acest focus pe profit este corect, dar uneori dă și în cinism în anumite dă zone. Cinism în combinație cu statul, pentru că altfel competiția nu te lasă în zona asta. Deci dacă n-ar veni niște fonduri de la stat automat cu prelevate din taxe și impozite care să alimenteze creșteri de prețuri și dacă n-ar exista o limitare a competiției tot venită din zona politicului, atunci accesul la sănătate, cum se spune, ar fi mult mai ieftin. Dar
Nu ne ducem în zona asta și ne întoarcem. Scopul unei companii ăsta este, da? E, e și sănătos pentru o companie așa. Deci, în primul rând, că ea trebuie să genereze profituri acționarilor, că altfel nu și are rostul. Însă, acționarul este și prima pavăză a companiei în cazul în care lucrurile încep să evolueze negativ. Aș vrea să mai intervin puțin, dacă îmi permiteți. Din cauza asta, mass media din România este în situația catastrofală în care este. Pentru că nu a pus profitul antreprenorului pe primul plan, a pus diverse alte interese de ordin social, politic și așa mai departe. Nu au fost gândite ca afaceri, nu au avut ca țintă profitul să câștige din piață și au ajuns dependente de politic sau de diverse situații conjuncturale, când antreprenorii n-au mai putut să pompeze, n-au mai fost în situația politică sau personală să pompeze sumele respective, mediile de presă au ajuns în situații dificile financiar și într-o situație vulnerabilă. Și nu mai este presa câinele de pază al democrației. Așa e. Deci, din această ordine a priorităților în care antreprenorul și dividendele către acționari sunt pe ultimul loc, antreprenorul sănătos trebuie să facă, să le mute la prioritatea zero. Pentru că asta este, de fapt, prima prioritate. Dacă o companie nu își mai plătește acționarii, atunci ea nu mai are sensul existenței sale. Păi mai bine o închidem. De acord? Deci asta este prima prioritate. Iar în momentul în care această primă prioritate nu mai poate fi asigurată din activitatea companiei, ăsta e un semnal de alarmă și este primul semnal de alarmă pe care antreprenorul, omul de afaceri, acționarul, îl percepe. Dumneavoastră mi-ați descris în cadrul interviului nostru pentru carte acest model sub forma unor foițe de ceapă. Da. În care sunt niște nivele de, aceste priorități, de plăți. Exact. Aceste priorități în care prima foiță de ceapă exterior, pe cercul exterior, trebuie să fie dividendele către acționari. Pentru că în momentul în care vine din afară, vine o chestiune neplăcută din afară, dată de diverse lucruri, nu știu, ai pierdut un client, ți-au crescut niște costuri, s-a întâmplat ceva și profitul nu mai e, a dat guvernul o lege, tu ești primul care simte și compania, prin intermediul tău, care ești gardianul sănătății financiare a companiei, corect, cine poate fi altul, cineva, pentru că tu ai interes să compania să facă bani, nimeni, altcineva, tu simți această chestiune și poți să intervii aici. Altfel, dacă tu nu o simți, pentru că tu te-ai pus de fapt în mijloc și ești ultimul plătit, atunci începe și vine vigilia, vine viforul și intră. Întâi ce faci? Întârzi plățile la furnizori și te dezvolți pe credit furnizor din ce în ce mai mult. Media la plată, spunea o știre ieri de postul Digi24, este de 5 luni de zile la o factură. Și în a crescut, a crescut în ultimii ani. Da. A ajuns la 5 luni de zile. Pentru că există, din păcate, și antreprenori care lasă acest lucru să se întâmple. Dar este foarte periculos pentru afaceri. Dar credeți că este voluntar, domnule Bădescu? Eu cred că oamenii, dacă avea bani, ar plăti. Adică nu cred că stă cineva în cont cu banii și nu își plătește facturile. Păi nu stă în cont cu banii, dar nu își gândește ok structura de venituri și cheltuieli și nu pune limite. Deci la mine în companie există o limită. Nicio factură nu trebuie să se întârzie peste 60 de zile. Adică dacă nu m-a plătit un client, ăla nu e un client. Nu, e un client pentru care muncesc, dar de la care nu încasez. Păi ce client e ăsta? Înțelegi? Deci prefer să nu lucrez cu astfel de parteneri. Și respectați aceeași politică și la plăți. Bineînțeles. Deci era în reciprocitate. Bineînțeles. Financiar vorbind, toate companiile în care am acționat au fost foarte sănătoase. De-aia nu au fost nici îndatorate într-o măsură mare. Foarte rar s-au luat linii de credit. Eu ca individ nu am datorii. Adică toată viziunea asta este construită într-un mod sănătos, fără a depăși un grad de îndatorare care să îți creeze probleme ulterior. Deci dacă antreprenorul e ultimul plătit în mijlocul cercului, prima dată întâi întârzi furnizori. Pentru că ăia unii poate tac din gură. După care întârzi alte chestii. Spre exemplu, nu știu, angajații care sunt mai puțin semnificativi.
chiar dacă pleacă, nu e nicio problemă, da? Chiar, pormă, tot așa, tot așa, tot așa, și până ajungi, frigul intră și ajungi de nu-ți mai poți plăti fie taxele, fie colaboratorii din jurul tău. Dacă intervii atunci, este prea târziu de cele mai multe ori. Și compania e moartă, e în comă profundă, crapă. Trebuie să intervii cât mai devreme, în momentul în care sănătatea financiară a companiei se înrăutățește, iar primul care simte asta este acționarul care nu-și mai încasează dividendele, adică rostul pentru care el a creat compania. Și atunci vreau să demontez această teorie care este nocivă pentru mediul de business, este pur piaristică, antreprenorul trebuie să se plătească ultimul. Este o eroare și mulți antreprenori plătesc aceste erori, mai devreme sau mai târziu. Uneori chiar cu propria lor afacere, alteori chiar cu mai mult decât atât. Da, bineînțeles, dar toate pornesc la această lipsă de rigurozitate în a pune ordinea priorităților unei companii în ordinea firească a lucrurilor. Asta este ordinea firească a lucrurilor, să nu uităm de ce ne-am adunat, de ce am făcut compania. Prin urmare, antreprenorul în această viziune poate fi un fel de vestă antiglonț. Bineînțeles, este în beneficiu companiei. Cine poate fi o vestă mai bună antiglonț decât el? Și interesul ca această companie să fie sănătoasă este în primul rând a lui. Și trebuie să aibă grijă la acest lucru. Eu am mai trecut în viața firmelor mele prin astfel de prin situații mai delicate, că viața antreprenorială nu e numai așa, este și așa. Iar modul de intervenție a fost exact ăsta. M-am trecut pe primul loc. Adică n-am stat pe locul 15 mai mult de 2-3 ani la rând. Pentru că devine și frustrant și devine demotivant. Iar motivația este principalul factor al succesului. Pe locul întâi e motivația, peste 50%. După aceea, după părerea mea, focalizare. Dar revenind, motivația. Și atunci, dacă tu, acea companie în care vezi că ai o grămadă de responsabilități, o grămadă de obligații, nu-ți mai aduce satisfacții, de ce o mai ai? Ajungi nefericit. Mai bine îți vezi de treabă. Da. Împărtășiți acest punct de vedere? Sincer acest vorbind. Punct de vedere și l-am trăit ca antreprenor. Și mulțumesc. Mă gândeam că mi-ar plăcea să fie cât mai larg împărtășit și atunci sănătatea financiară a României în ansamblu ar fi mult mai bună. Mă gândeam și la un alt aspect, tot de sănătatea afacerii. Da. Dacă antreprenorul se plătește în primul rând pe el prin aceste dividende, implicit gestionându-și bine dividendele și nu băgându-le 100% în consum, în această politică. Profitul, adică îl împărțiți în dividende și în parte reinvestibilă. Asta pe de-o parte, dar vorbesc de dividendele efective. Care, deci în momentul în care eu, ca antreprenor, mă plătesc pe mine întâi și am niște dividende și mi le gestionez înțelept, ca buget personal, și am niște economii, da. Dacă ajunge la mine frigul, cum spuneați dumneavoastră, exact, la companie, am o rezervă pe care să o pot injecta în companie dacă este o situație și să o salvez. Exact. Dacă eu mă pun ultimul, ce rezerve să mai am? Că nu mai ajunge la mine nimic. Spuneți-mi și mie, dacă e atât de logic chestiunea asta, de ce nu o aplicăm ca țară? De ce nu e valabilă în cazul unei țări? Cum ați traduce în cazul unei țări? Interzicerea, legiferarea interzicerii deficitului bugetar. Sancționarea cu alegeri anticipate. Deficitul bugetar. Asta înseamnă administrare defectuoasă. Asta, așa s-ar traduce. E simplu. Mă întreb cine și-ar putea dacă s-ar asuma... cere asta, dacă s-ar cere asta în piață, ar fi mult, mult mai eficace decât orice altă solicitare. Sau să nu poți tăia datoriile la companie de stat decât pe bază de referendum. Și asta ar fi o chestiune extrem de cu impact extrem de mare în beneficiu oamenilor, să știți, în beneficiu economiei României. Da. Mă uitam și la administrația locală în cheltuielile care 70-80% din administrațiile locale sunt falimentare, sunt și insolvente. Și investesc tot în ajutoare sociale de diverse forme, banii care vin din taxele și impozitele. Este o filozofie profund eronată și asta e ceea ce mă îngrijorează, că nu regăsesc jucători politici care să abordeze această problematică. De ce nu o abordează? Pentru că gândesc
pe termen scurt nu ne aduce, teoretic gândesc dânsii, un beneficiu electoral pe termen scurt. Nu sunt sigur că e așa, pentru că depinde cum explici, dar sigur că dacă zona de în care cei care contribuie va fi mult mai mică și zona celor care beneficiază de contribuția luată de la ceilalți va fi mult mai mare, atunci sigur că partida e pierdută. La momentul actual, în actuala forma democrației, da? La momentul actual nu e chiar așa. Deci nu sunt extrem de sigur că o abordare economică de politică, politică economică sănătoasă nu ar avea suport popular dacă ea e bine explicată. Ba chiar înclin să cred că ar avea, sincer vorbind. Deci către asta trebuie să mergem și sigur că dacă am upgrada în paralel democrația în sensul în care cetățenii contribuabili ar avea mai mult decât dreptul de vot, ar avea dreptul de a influența arhitectura bugetară, atunci probabil că și orientarea acestei arhitecturi bugetare ar fi diferite. Dacă noi ne-am direcționat taxele și impozitele către anumite zone pe care le considerăm prioritare și am organizat bugetul pe componente, da? Când zici taxă de drum, intră doar la drum, când zici taxă de mediu, intră doar la mediu și așa mai departe, cu să cam duc în bună măsură la bugetul statului, da? Atunci bugetul s-ar construi de o manieră care ar fi mult mai orientată către zona investițională. Spre exemplu, zona de infrastructură cred că e prioritară pentru România și s-ar aloca mult mai mulți bani. Însă nu e cu un impact electoral imediat. Și uitați, ăsta e pericolul. Și atunci de aia... Vinde pe Transfăgărășan. Da. Mulți au spus că a fost un proiect monstruos, aberant al lui Nicolae Ceaușescu. A rămas una dintre cele mai frumoase șosele din lume. Da, ăsta a fost un proiect bun. Nu a fost chiar monstruos și aberant. În păcate nu-l vindem chiar cum trebuie, sincer vorbind, la nivel de marketing. Este o zonă pe care nu o punem suficient frunza, de mult, da, în valoare. Este DN1, da, pe care se tot pisează și avem cealaltă zonă care este la o distanță similară de București. Da. Face 2 ore și jumătate, până 3 ore maxim, până într-o zonă unde te poți... Uite, caza... asta e o manieră de a finanța taxe de drum. Am fost în Portugalia și ca să urc pe o zonă montană foarte frumoasă, nu, în Spania cred că era, am plătit un cost de utilizare. Deci așa s-a creat, ca să văd acea priveliște frumoasă și de pe tot traseul ăla de 30, 40, 50 de kilometri, eu, utilizator, am plătit. Înțelegeți? Deci am plătit ca să utilizez. E o manieră mult mai corectă de taxare. Plata per utilizare. Decât să introduci. Dar la Transfăgărășan n-am nicio taxă, da. Și drumul pe Transfăgărășan este plătit și de către cei care nu merg pe Transfăgărășan. Păi e corect? Da. E corect? Nu e corect. Vedeți? Nu e corect. Dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate. Nu, n-am întotdeauna dreptate. Suntem, dar e bun simț, sunt chestiuni de bun simț. Suntem chiar pe finalul emisiunii noastre. Mai avem 2 minute, spun colegii noștri, să încercăm să tragem niște concluzii. Un lucru care mă deranjează apropo de spațiu public și gestionarea acestor măsuri este, mie nu-mi inspiră, de exemplu, ministrul de finanțe în funcție că ia niște decizii. Mi se pare un purtător de cuvânt al altora care iau decizii și pe care le comunică și prost sau alandala. Nu știu cum am putea noi ca cetățeni să ajungem să deocamdată ne exprimăm în spațiu mai mult sau mai puțin public punctele de vedere. Noi observăm că această formă, actuala formă a democrației, nu aduce în lumină personajele pe care ni le-am dorit să le aducă în lumină. Și e evident. Un Arnold Schwarzenegger la României. Decât întâmplător. Dar e normal. Noi cum ne alegem? Cum își alege o companie directorul general? Ce proces de selecție face? Nu face un sondaj, nu? Nu pune cine vrea să fie director general, hai să voteze toți angajații din companie cine e director general. Apropo, nu așa se face. Contribuabilii proporțional cu contribuțiile lor
Da? Acționarii, fac o paralelă cu societatea, proporțional cu contribuțiile lor, cu aportul lor, se strâng și decid. Și nici nu decid așa oricine se anunță. Au niște criterii. Își preselectează. Trebuie să fie așa și așa și așa și așa și așa. Și participă în discuție numai cei care îndeplinesc anumite criterii. Da? În zona asta democratică nu e așa. Deci forma actuală a democrației nu facilitează atragerea unor lideri valoroase. Și atunci, ce trebuie să facem? Trebuie să le scădem importanța, fie le scădem importanța resurselor generate, resurselor umane generate în administrare prin această metodă, fie schimbăm metoda. De asta vă spun, upgradăm democrația. Altfel, nu avem alte șanse și vedem că în ultima sută de ani mari schimbări nu au fost, pentru că vedem articolele scrise de Eminescu sau de Caragiale, sau, dar asta s-a întâmplat și în alte țări, și schimbăm două cifre și trei nume și problematicile rămân aceleași. Apropo de cifre, și este ultima propoziție din această seară, a apărut un alt sondaj de opinie cu privire la încrederea cetățenilor în diverse instituții, care confirmă un sondaj care a fost destul de controversat, realizat de Marius Pieleanu. Încrederea românilor în guvern e până pe la 28%. Destul de scăzut. Da. Deci e clar că trebuie umblat la sistem. Ar fi normal să existe o încredere de 70-80%. Nu putem zice, păi așa e în toată lumea. Vă mulțumesc că aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, lunea cu Răducanu și Bădescu, dialogul fără ocolișuri. Vedeți că nu facem ocolișuri. Chiar ne-am propus în seara asta să upgradăm democrația, o să vedem cum. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Canal 33. Urmează Jurnalul de Business.